Salutare, salutare! Eu mă numesc Bozdoghine Nicolae și acum mă aflu undeva pe 9, înainte cu 34 de kilometri de Nürnberg, înainte să intru pe 6, să mă întorc la firmă. Am avut o cursă de Berlin, ieri am plecat, am descărcat la Berlin aseară, m-am întors cât am mai avut program. Undeva pe 9 în primul PECO, cum am intrat de pe centura Berlinului, am făcut repausul zilnic, redus. Și azi dimineața am plecat, am descărcat al doilea client și am mai venit cât am mai avut program și acum fac o pauză de 45 de minute. Și m-am gândit să vă explic cum funcționează motorul cu ardere internă în 4 timpi. Așa, și avem aici o schemă. Acum, după cum îi spune și numele, motorul cu ardere internă în 4 timpi are 4 timpi. Admisia, compresia, arderea și detenta sau destinderea și evacuarea gazelor arse. Așa, înainte să vă explic cum funcționează, aș dori să vă explic un pic părțile componente. Deși scrie, nu știu dacă vedeți scrisul, vreau să vă explic. Deci, acesta este blocul motor. Deci aici este o secțiune în motor. Acesta este blocul motor. În partea asta vine chiuloasa, partea asta de aici, zona asta. Zona asta toată. Aici este încă blocul motor, până aici undeva, normal, de aici ar trebui să vină carterul inferior sau baia de un lei. Ok? Și acesta este pistonul cu segmenții, 3 segmenți, bolțul, biela și arborele cotit. Ok? Care se învârte, se rotește în sensul acesta. Ok? Acum, avem timpul 1. Ce se întâmplă în admisie? Timpul 1. Pistonul se deplasează de la punctul mort superior la punctul mort inferior sau punctul mort interior și punctul mort exterior, pentru că la motoarele orizontale, unde mișcarea pistonului este în orizontală, nu există punct mort superior sau inferior. Și atunci îl numim punct mort interior sau exterior. Eu am să le numesc punct mort superior și punct mort inferior, pentru că așa m-am obișnuit. Și pistonul în timpul 1, în admisie, pistonul va trece de punctul mort superior, se deplasează spre punctul mort inferior. Imediat cum trece, nu o să vă spun grade și pentru că nici nu le mai țin minte, nici nu cred că vă interesează pe dumneavoastră atât de mult calcule. Cu câte grade arborele cotit trece de punctul mort superior pistonul, cu câte grade are arborul cotit. Arborul cotit face 360 de grade într-o singură rotație și atunci cu câte grade după ce trece pistonul de punctul mort superior se deschide supapa de admisie. Nu contează, nu e atât de important. Aici doar ca să înțelegeți voi cum funcționează. Așa, și acum, după ce pistonul trece de punctul mort superior, se deplasează spre punctul mort inferior, imediat se deschide supapa de admisie, nu? Dacă se deschide supapa de admisie, la motoarele cu turbină, turbina va introduce aer sub presiune în cilindru. Ok? Prin orificiu de admisie, prin galeria de admisie și orificiu din chiuloasă de admisie. Ok? La motoarele mai vechi, la motoarele mai vechi, la MAS-uri, motoarele cu aprindere prin scânteie sau motoarele pe benzină, va intra amestec carburant format din aer și benzină, care se formează ori în carburator, ori în galeria de admisie, ori sunt diferite soluții constructive. Deci, la MAC-uri, motoarele cu aprindere prin compresie, va intra aer. Ok? Fie că turbina va introduce sub presiune, fie că pistonul
prin deplasarea lui din punctul mort superior în punctul mort inferior, el creează vid și el absoarbe aerul din atmosferă, prin supapa de admisie. Sau amestec carburant, poate să absoarbă, după, depinde de ce tip de motor. Deci am stabilit că intră ori aer, ori amestec carburant. Ok. Acum, deci intră aer sau amestec carburant. Deci pistonul se deplasează, supapa se deschide, intră aer și sau amestec carburant, depinde de tipul motorului. Pistonul ajunge la punctul mort inferior, trece de punctul mort inferior și începe să deplaseze înapoi spre punctul mort superior. Imediat cum a trecut de punctul mort inferior, ne uităm aici la timpul 2, imediat cum a început să se deplaseze înspre punctul mort superior, se închide supapa de admisie, pentru că altfel aerul sau amestecul carburant care a intrat în cilindru în timpul 1 în admisie, ar ieși înapoi pe supapa de admisie. Ok? Și dacă supapa de admisie se închide, aceasta este supapa de evacuare, este închisă și ea, atunci aerul sau amestecul carburant care se află în cilindru acesta nu are unde să iese. Atunci pistonul îl comprimă, el se deplasează înspre punctul mort superior și îl va comprima. Aerul sau amestecul carburant, depinde de ce motor vorbiți. Dacă un motor pe benzină și mai vechi și amestecul carburant se formează în carburator sau în admisie, atunci va comprima amestec carburant. Dacă un motor pe motorină sau diesel, va comprima aer. Ok. Acum, înainte să ajungă în punctul mort superior, pistonul, aerul este comprimat puternic, presiunea va crește mult, temperatura va crește și exact înainte ca pistonul să ajungă în punctul mort, ce nerv îmi face foaia asta. Așa. Exact înainte ca pistonul să ajungă în punctul mort superior, aici, presiunea este maximă, compresia este maximă, temperatura este maximă. Și atunci, ce se întâmplă? Are loc injectarea a combustibilului. La motoarele pe motorină, la MAS-uri, motor cu aprindere prin compresie, se va injecta prin injector, prin intermediul injectorului, prin duza injectorului, se va pulveriza motorină și se formează amestecul carburant. La motoarele pe benzină, care v-am povestit, intră amestec carburant și direct în cilindru, amestecul carburant se formează în carburator sau în admisie, aici va fi bujia care va face o scânteie. Deci înainte ca pistonul să ajungă în punctul mort superior, va avea loc scânteia. Dacă avem amestec carburant deja format în afara cilindrului. Așa. Pe urmă, la pot fi și motoare pe benzină unde intră aer în admisie și aici, înainte ca pistonul să ajungă, motoarele mai noi așa funcționează, înainte ca pistonul să ajungă în punctul mort superior, se va injecta benzina, se va pulveriza benzina și amestecul carburant se formează tot în camera de ardere, aici este camera de ardere, tot în camera de ardere se va forma, la motoarele mai noi pe benzină, majoritatea care au injectoare, intră aer, îl comprimă și pe urmă se va pulveriza benzina prin injector, prin diuza injectorului, se formează amestecul carburant. Ok? Indiferent, pe urmă, după ce se formează amestecul carburant, bineînțeles, are loc scânteia, ca și la motoarele unde amestecul carburant deja este format în afara camerei de ardere și în punctul acesta doar are loc scânteia. Ok?
Deci, indiferent de motor, înainte ca pistonul să ajungă în punctul mort superior, oricare loc injecția motorinei, că se pulverizează motorină, ori că are loc scânteia, ori că are loc și injecția benzinei și scânteia în același timp, amestecul carburant se aprinde. La benzină se aprinde pentru că are loc scânteia. Din cauza scânteiei știm cu toți că benzina se aprinde foarte ușor de la scânteie, de la flacără. Motorina, în schimb, nu se aprinde, nu are nevoie de scânteie, pentru că motorina se aprinde mult mai ușor la căldură. Se auto-aprinde. Deci motorina, practic, în momentul în care are loc injecția, se pulverizează motorina în cilindru, temperatura este foarte, foarte ridicată și se va auto-aprinde singură. Ok, și are loc arderea, se aprinde amestecul carburant, are loc arderea în tot acest timp, bineînțeles că este un timp foarte scurt, pistonul ajunge deja în punctul mort superior. Deci v-am spus că înainte să ajungă în punctul mort superior, are loc injecția sau scânteia, amestecul carburant se aprinde, are loc arderea, între timp pistonul deja a ajuns în punctul mort superior. În momentul în care ajunge în punctul mort superior, dacă amestecul carburant arde, explodează și are loc explozia. Deci aici, în camera de ardere, se produce o explozie controlată care va împinge pistonul. Deci avem deja timpul al treilea al motorului, de arderea și detenta. Deci amestecul carburant s-a aprins, a avut arderea loc și pe urmă explozia. Când a explodat, explozia controlată va împinge pistonul înspre punctul mort inferior. Ok? Deci acesta este timpul productiv al motorului. Deci acest timp produce lucru mecanic sau energie mecanică. Pentru că explozia va imprima pistonului, va împinge cu forță pistonul înspre punctul mort inferior, va imprima o mișcare de translație și prin intermediul mecanismului bielă-manivelă, mecanismul bielă-manivelă, bielă și manivelă, adică biela vine, dacă este împinsă în jos, rotește arborele cotit în sensul acesta, după cum ne arată săgeata. Deci explozia împinge pistonul biela și biela va roti arborele cotit. Acesta este mecanismul bielă-manivelă. Îl întâlniți și la bicicletă. La bicicletă gândiți-vă că pedalele ar fi arborele cotit cu axul pedalelor, axul dintre pedale ar fi arborele cotit și biela ar fi piciorul dumneavoastră. Exact același lucru se întâmplă și aici, în motor. Deci, timpul al treilea, arderea și detenta. Deci amestecul carburant sau aerul se aprinde, arde și explodează. O explozie controlată care va împinge pistonul. Pistonul va roti prin intermediul bielei, va roti arborele cotit. Ok? Și va produce mișcare de rotație sau energie mecanică care va deplasa autovehiculul. Ok? Și pe urmă, pistonul ajunge în punctul mort inferior. Are loc timpul al... Stați un pic să se vadă. Numai o secundă, mă scuzați că sunt așa împrăștiat, dar astea sunt condiții. Deci, pistonul va ajunge în punctul mort inferior, aici, trece de punctul mort inferior și începe să se deplaseze înspre punctul mort superior. Imediat cum a trecut de punctul mort, de fapt înainte să ajungă în punctul mort inferior, se deschide supapa de evacuare, adică asta. Și încep să se evacueze gazele arse. Pe urmă, pistonul se deplasează înspre punctul mort superior și va împinge gazele arse, le va forța să iasă
afară, să, prin galeria de evacuare, prin toba de eșapament, să ies afară. Bine, catalizator, filtru de particule și până în toba finală unde va ajunge în atmosferă. Deci evacuarea este timpul 4 al motorului. Pistonul se deplasează înspre punctul mort superior și forțează gazele arse, le comprimă, care ies prin supapa de evacuare, care se deschide. Ies în atmosferă. Ok? Pe urmă, înainte ca pistonul să ajungă în punctul mort superior, se închide supapa de evacuare, pentru că altfel pistonul, de fiecare dată când pistonul se află aici, supapele trebuie să fie închise, pentru că pistonul le lovește și le-ar strâmba. Și atunci, de fiecare dată când pistonul ajunge în punctul mort superior, supapele trebuie să fie închise. Deci înainte să ajungă pistonul în punctul mort superior, supapa de evacuare se închide. Ok? Trece de punctul mort superior și începe din nou admisia. Trece de punctul mort superior și pistonul începe să se deplaseze spre punctul mort inferior. Imediat cum a trecut de punctul mort superior, supapa de admisie se deschide, iarăși intră aer sau amestec carburant. Iarăși intră aer sau amestec carburant. Ori pentru că pistonul aspiră, ori pentru că există o turbină care îl bagă sub presiune în cilindru. Iarăși este comprimat, are loc injecția motorinei sau a benzinei și scânteia, sau doar scânteia benzinei, are loc arderea, explozia și detenta pistonului, cum v-am spus, timpul productiv al motorului, și pe urmă evacuarea gazelor arse, pistonul se deplasează spre punctul mort superior și evacuează gazele arse din cilindru și pe urmă se reia ciclul de funcționare. Acum, ce trebuie să știți? În momentul când un cilindru se află în admisie, altul va fi în detentă. În momentul când, deci când un piston se află în admisie, unul va fi în detentă, unul va fi în compresie, unul va fi în evacuare. Înțelegeți? Așa funcționează. Și pistonul care va fi în detentă, în ardere și destindere, în detentă, timpul productiv, le va învârti și pe celelalte, adică le va mișca, le va deplasa și pe celelalte pistoane. Va învârti arborele cotit și arborele cotit la rândul lui va deplasa și pe celelalte pistoane. Așa funcționează motorul. Ok. Cam așa funcționează motorul și mecanismul bielă-manivelă. Deci pistonul are o mișcare rectilinie de dute-vino, în timp ce arborele cotite are o mișcare de rotație. Transformarea de la mișcarea rectilinie a pistonului de dute-vino în mișcare de rotație o face sistemul mecanismul bielă-manivelă, format din arborele cotit și bielă. Ok? Când v-am explicat, când v-am prezentat părțile mobile ale motorului, am uitat să menționez arborele cotit, din cauza emoțiilor, din cauza că trebuia să fiu atent la drum și așa mai departe. Vă rog să mă scuzați. Cam așa ar funcționa motorul. Bineînțeles că supapele trebuie să se deschidă exact la timpul și la momentul potrivit. Injecția sau scânteia trebuie să fie exact la momentul potrivit, cu un avans. Asta înseamnă avans, când reglați, cei care ați prins Dacia și reglați avansul la Dacia de la Delco. Asta reglați. Cu cât înainte pistonul să ajungă în punctul mort inferior, cu cât timp înainte să ajungă pistonul în punctul mort superior, să aibă loc scânteia. Asta se regla prin avans, asta înseamnă avansul la injecții sau avansul la scânteie. Ok. Și cam atâta. Într-un clip viitor vreau să vă explic despre mecanismul de distribuție, pentru că mecanismul de distribuție face să
să se deschidă fiecare supapă la timpul potrivit. Sper din tot sufletul că ați rămas cu ceva și că ați reușit să pricepeți cât de cât cum funcționează un motor cu ardere internă în 4 timpi. Până data viitoare, vă salut, drumuri bune și nu uitați, fiți deștepți că de proști zace țara. Ia uitați ce frumos, ce timp frumos, a venit în sfârșit primăvara în Germania, ne-am săturat de frig. O să ne săturăm imediat și de căldură, acum este exact cum trebuie. Un timp foarte frumos, o vreme frumoasă, mai ales astăzi. Salutare!